În cadrul departamentului de medicină internă 2 și în principala disciplină de medicină internă 3 se desfășoară procesul de învățământ pentru studenții anului 4, medicină generală, aceștia predestinându-se în domeniul diabetului, nutriției și a bolilor metabolice. Pregătirea este foarte importantă, deoarece la ora actuală asistăm la o adevărată explozie a numărului de cazuri de boli metabolice. La nivel mondial, numărul pacienților cu diabet zaharat depășește 380 de milioane, iar în România numărul pacienților cu diabet este peste 1.200.000. Diabet zaharat, care este cauza principală de orbire, cauza principală de amputații netraumatice la nivelul membrelor inferioare și cauza principală de insuficiență de renală cronică care necesită dializă. Toată această explozie a bolilor metabolice este consecința în principal a unui stil de viață nesănătos, bazat pe o alimentație hipercalorică, hiperglucidică și hiperlipidică și pe sedentarism. Luarea unor măsuri de prevenție a acestor boli duce la scăderea riscului apariției lor. Tot în cadrul prezentei discipline se desfășoară și învățământul în număr de peste 30 de medici rezidenți în cadrul disciplinei de diabet, nutriție și boli metabolice. De asemenea, se desfășoară învățământul secției de nutriție și dietetică, precum și unei linii de masterat în nutriție clinică și comunitară. Aș dori să vorbesc puțin despre facultatea, despre secția facultății nou înființată, respectiv de 5 ani, secția de nutriție și dietetică. Având în vedere bolile metabolice care sunt tot mai frecvente în ultima perioadă, este foarte binevenit avea niște specialiști în nutriție și în dietetică, pentru că știm bine că în zilele noastre toată lumea pare să se priceapă la nutriție. În acest an s-a înființat și o linie de masterat, nutriție clinică și comunitară, care să permită absolvenților acestei facultăți, precum și a facultății de medicină, să își perfecteze cunoștințele și să obțină diplome care să se poată echivala în toată Uniunea Europeană pentru a putea funcționa ca dietetician. Din păcate, în țara noastră încă nu s-a rezolvat problema nomenclaturii și a codului CAEN al acestei profesii, însă sperăm ca în curând această problemă să fie rezolvată.